sufre curseu i acel diamant, que știe toată lumea, dacă își pierde diamant, dacă își pierde sufletul lui mulțumesc. Acum, acesta ești tu. Îți vin sufletul pentru 2000 de lei pe lună? Te joci cu sufletul tău nemuritor? Te vei trezi într-o zi că s-a dus în adânc, în pierzanie? Oprește-te. Îi cheamă Domnul Iisus la o mântuire așa de mare. A murit pentru tine. Să-ți cumpere mântuirea pe cruce. Ți-a pregătit cerul. Și totul îți oferă pe gratis pentru că te iubești. Și totul nu te costă decât să-i zici te vreau și te primesc. Și să te cuprezi și să te unești cu El. Să-L faci Mântuitorul și Domnul tău. Și ca să pierzi pe veci, nu trebuie să faci altceva de vizită din cine. Iată ce trebuie să te fiață. Acum vă rog să vezi să te fiață. Toți ce suntem înăuntru, o mântuire așa de mare. Lucrurile acestea se decid în destinul tău. Mântuit, mântuit, s-au pierdut acolo unde Domnul Iisus zice că va trimite pe unii, când ne va zice, tu ce se va de la mine, vreți chemați-vă în focul cel veșnic pregătit diavolului. Unde vei fi? În eternitate. Lucrul acesta îl hotărăști tu, hotărând acum atitudinea ta față de Iisus. Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce ca să-ți câștige mântuirea, acum s-a apropiat de tine și vrea să se cupleze cu tine, vrea să intre în ființa ta și vrea să te ducă El la Dumnezeu. Și tu ai dreptul să-L primești sau să-L refuzi. Eternitatea ta se hotărăște oferind tu acum acei răspuns lui Hristos Domnul. Asta e tot. Nu vei mai putea spune din seara aceasta că n-ai știut, că nu ți s-a spus. Nu vei avea nicio scuză, pentru că Dumnezeu însuți își va zice, ți s-a spus, ți s-a oferit, tu m-ai refuzat. Seara aceasta, ca și în toate celelalte servicii din săptămâna aceasta, sunt sigur că vor fi aici zeci, da, zeci, că le vor lua hotărârea aceasta să se cupreze cu cerul, să se cupreze cu Fiul lui Dumnezeu care se ducă în Domnul. Și asta însemnează ca El să vină, să te sfere, să te dezdrobească, să te nască din Dumnezeu. Toate acestea le face El în clipa când îi spui da. Că singurul lucru care trebuie să face să-i zici da, să-L inviți în ființa ta. Și ca să o faci, roagă-te aceste cuvinte așa. Doamne Iisuse Hristoase, cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Cred că ai murit pentru mine, pentru că m-ai iubit. Cred că Tu dai valoare infinită personalității mele. Cred că ai un plan de glorie dumnezeiesc cu mine. Și vreau să Te primesc în ființa mea. O doresc cu toată ființa mea să mă dau Ție. Mă deschid Ție și Te invit. Intră și unește-te cu mine. Amin. Te vreau mântuitor al meu. Amin. Să mă speri, să mă curățești, să mă eliberezi de păcate și de pat. Dar mai mult, te vreau Domn al meu. Amin. Să mă călăuzești tu pe drumul către Dumnezeu. Amin. Să-mi conduci tu, să-mi dirijezi tu racheta personalității mele. Amin. Te vreau așa, Mântuitor și Domn.
îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că m-ai iubit și ai murit pe cruce pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai iubit și m-ai așteptat până astăzi. Îți mulțumesc că ai stăruit atât de mult de mine. Și cum îți mulțumesc că ai venit în ființa mea. Acum sunt copil de Dumnezeu. Acum sunt unit cu tine. Acum s-a împlinit mântuirea mea. Acum te iubesc. Acum sunt fericit în tine. Tu în mine. Acum voi merge pe cale cu tine. Indiferent cât mă costă. Indiferent ce vor zice oamenii. M-am cuplat cu Dumnezeu. Voi plăti orice preț, pământesc sau lumesc, poate fi să plătesc pe această. Voi merge pe drumul crucii cu tine, pentru că e drumul gloriei. Și-ți mulțumesc, dai onoare să sufăr și eu cât de cât pentru tine. Îți mulțumesc că mi-ai dat calitatea de fiu de Dumnezeu. Ajută-mă acum să trăiesc ca fiul de Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine niciodată să-mi zici frate. Slavă ție! Acum când noi stăm toți așa, care zici toate aceste cuvinte, ți-e greu ai acum să faci o mărturie publică? Toate acestea s-au finit în timp? Ești spus că ești gata să mergi cu el la cruce. Ești gata să râdă în seara noastră ceva de tine. Ești gata să pierzi ceva cu el acum. Ești gata să pierzi poate un prieten. Arătând că l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta. Domnul Iisus îți cere o mărturie. Îți spune, dacă nu mă mărturisești înainte oamenilor, mie mi-e rușine de tine înainte de Dumnezeu. Așadar, e primul lucru pe care ți-l cere Domnul Iisus după ce te-am învățat. Să-l mărturisești. El poți tu refuza că te-ai rugat. Te-ai dat viață, ești copil de Dumnezeu. Împlinește-i dorința acum. Să faci o mărturie. Toți aceia care v-ați rugat, care l-ați primit de inima voastră, faceți acum această mărturie. Arătând că sunteți copii ai lui Dumnezeu, ridicând-o mâna sus, acum. Domnul să fie slăvit pentru atâtea mâinile pe care au zeșnit dintr-o dată. Parcă toată sala aceasta mică a zeșnit aici cu mâini ridicate. Domnul să vă binecuvinteze pe mâinile. Te așteaptă pe tine, Dumnezeu. Tu nu vrei să fii mântuit? Tu vrei să mergi la pierdare? Ție ți-e rușine? Ție ți-e frică? Îți vinzi moștenirea cerească pentru câțiva lei? Pentru ce? Care sunt motivele pentru care nu vrei să fii mântuit? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Ține cont că ai ales răcabil, ai ales să stai nepăsător, ai ales să-i zici nu lui Hristos, ai făcut o alegere! Schimbă, spune nu, nu diavolului, ci da lui Hristos. Vreau să fiu om, vreau să fiu copil de Dumnezeu, vreau să se vadă că vreau. De aceea ridic și eu mână. Tot aceia care vor să mă ridice, arată că și ei sunt copii de Dumnezeu. Îi rog să ridice mâna, mai ales acolo afară. Sunt mulți pe care îi așteaptă Dumnezeu. Nu refuza. Ridică și tu mână. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să fie slăvită. Doar de mâini pe care le văd eu. Mâna ta o vede Dumnezeu. Mâna ta, el așteaptă ca să vezi prin ea, da? Toată ființa mea aparține lui Dumnezeu. Ți-e rușine că te vede cineva? Ți-e frică că te vede cineva? Te rușinezi de Dumnezeu? Du-te atunci așa. Rușinat de Dumnezeu că se va rușina și el și te primează. Dar nu uita. O mântuire așa de mare. Hai, nu refuza. Primește și tu și arată că o primești, ridică și tu în sus. Acum.
Realmente será que no creo en Dios. Invece di chiudere il parlo di Dio. Poi va con i nostri barbatiati, appunto il barò si sta svuotando anche in Italia. Perché anche lui che mi ha tentato che era più tardi un po'. Per me è sarà questa mia ultima chiamare che faccio con te. L'ultima chiamare ad ogni risposta di Dio. Tante tentare a testa gli estetiste. Pletuarie, dolce, spumba. Non riaffusavo un frio a casa madre. In tempo a che stai in pei, ma è timo se sbagli decisi a te. Mentre Dunezeu bate la inima da prima per sus. Mentre stai spino il devo in pompa. Încă mai poți intra cu traiectoria lor.